O să rugăm să rămână orchestra aici în scenă și ca toată lumea să știe că, având în vedere performanțele de durată obținute în domeniul culturii, utilitatea publică a acțiunilor culturale desfășurate, se înmânează trofeul și diploma de confirmare a titlului de laureat în domeniul culturii, tineretului și sportului pentru anul 2017, Orchestrei de muzică populară Trandafirii, de pe lângă Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești, dirijor Ion Lupu. Printre performanțele anului se numără Festivalul Concurs Raional al Colectivilor de Bărbați, în scenă Doar Bărbații, locul 1. Concertul festiv dedicat Zilei Internaționale Femeii, 8 martie. Concert festiv dedicat zilei de 9 mai. Concert festiv de ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Sărbătoarea Ziua Independenței Republicii Moldova la Șoldănești. Concert festiv de hramul orașului Șoldănești. Așadar, premiul pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial. Nominația cea mai activă orchestră de muzică populară. Trofeul și diploma este înmânată de către directorul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Șoldănești, Veceslav Palii. În aplauzele noastre, desigur. Ceva aminte de copilărie, de școală. Domnul Sandic, conducător artistic, era la ansamblu Sace și a format formațiune populară. Și de la țambală, poate așa asta, am început să bat bețoarele astea. Dacă ne auzim mizia în sportzal, am răsulit bețoarele astea și mai mult am trecut în sala sportivă. Vă urez sănătate și performanță. Mulțumim mult! Continuăm cu gala laureaților. Premiul pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial. Nominația cei mai buni promotori ai artelor muzicale. Se decernează Școala de Muzică Șoldănești, director Sorina Ciobanu. Studiile în Școala de Muzică oferă elevilor posibilitatea de a-și contura personalitatea, de a-și dezvolta gustul estetic, creativitatea, de a deschide calea valorilor autentice. Contingentul școlii constituie peste 100 elevi care studiază la instrumentele pian, vioară, chitară, acordeon și instrumente aerofone. Interesul permanent al profesorilor pentru performanțele elevilor se conturează precum prin rezultatele obținute la concursurile raionale, interraionale, regionale și naționale, precum Tinere Talente, orașul Șoldănești, Tinerul Interpret, orașul Rezina, George Enescu, orașul Bălci, Tinere Talente, orașul Chișinău. Premiul este emanat de către domnul Jubere Tudua, consilier raional, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, președintele Asociației Veteranilor din raionul Șoldănești. Bună ziua, dragi prieteni, vă apropii, faciu pozdravit всех работников культуры, Днем культуры и спорта, vă obdariv насупающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелат вам здоровья, счастья и больших творческих успехов в вашей деятельности. Во-вторых, хочу сказать, мне очень приятно вручить этот диплом директору музыкальной школы. Почему? Потому что я имел какое-то отношение к открытию музыкальной школы. В 70-е годы прошлого века, будучи депутатом райсовета Резинского района, ко мне обратились жители Шоуданешни, чтобы мы открыли филиал музыкальной школы Резинского района.
Благодаря помощи и поддержке депутата райсовета и директора райотдела культуры господина Давидзона нам удалось открыть филиал музыкальной школы. Это было важным событием тогда, и музыкальная школа сыграла большую роль, играет большую роль в культурной жизни нашего района. Большое спасибо, и от вас я получаю. И, кстати, оба мои сыновья закончили музыкальную школу. Pentru promovarea valorilor de înaltă performanță ale dansului popular și pentru abilitățile coreografice unice, se înmânează diploma și trofeul de laureat cu nominația Cel mai bun colectiv coreografic ansamblului de dans popular Vatra de pe lângă Căminul de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești, coreograf Alec Rudei. Tinerețea, talentul, dar și munca, și-a spus cuvântul prin evaluarea lor de excepție în cadrul Festivalului Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă, sună Zurgălăi. Ziua Independenței Republicii Moldova la Șoldănești. Ziua Dacii la Rogojeni. Festivalul Concurs Internațional de Dans Popular Hai la Joc Chișinău, locul 1. Conferirea titlului de colectiv model. Premiul este înmânat de către domnul Mihail Stirbu, veteran al domeniului cultură, ex-director al Căminului de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești. Eu vreau să mulțumesc la toți care suntem în cinta Căminului de Cultură și ca să dovedim noi că într-adevăr noi merităm trofeul. Copilașii noștri sunt implicați la niște matinee, e cu jvin, pe urmă noi vă prezentăm un număr de-a nostru popular. Mulțumim! Domnul Palie a spus că când a început domnul Constantin să lăgeți la țâmbal, el a zvârlit bețele și s-a dus la sportzal. Dar eu nu am putut să zvârl, pentru că pe vremea aceea mi-am cumpărat acordeon de 400 de rubli, asta 400 de rubli pe vremea aceea era, și nu am putut zvârli, era jeli. Și am rămas până astăzi la, ca participat la Casa de Cultură. Apoi vreau să spun, să-i doresc la domnul Alec, mult sănătate, colectivului, mult sănătate, și doresc ca domnul Alec, ca penultimul colectiv al lui domnul Alex și nepoții la acești copii care se vedeți de grabă pe scenă. Nominația cea mai bună formație folclorică. De acest titlu s-a învrednicit ansamblul folcloric Vatra din satul Cotujenii Mari, conducător Vladimir Urschi. Titlul bine meritat pentru locul 1 la Festivalul Concurs Raional al Colectivilor de Bărbați, în scenă doar bărbații. Locul 1 la Festivalul Concurs Republican al Onorului la Cotujenii Mari. Locul 1 la Festivalul Concurs Raional al Cântecului Pascal cu gândul la tine, Doamne. Și participare la Sărbătoarea Națională Ziua Independenței Republicii Moldova la Șoldănești. Premiul este mânat de către Vasile Rotar, protopop, mitrofor de Șoldănești, paroh al Bisericii Acoperimântul Maicii Domnului din satul Șipca. Vreau să spun la toți bună ziua și să-i felicit cu această mare sărbătoare pe toți participanții care ne promovează raionul nostru Șoldănești, în special colectivului de bărbați, fiindcă i-am auzit de multe ori, au niște voci extraordinare și merită acest trofeu. Felicitări! Vă mulțumim preacucerice, părinte, la rândul nostru vă rugăm să stați aici alături de noi, neapărat să nu plecați. Vă rugăm
și în continuare sănătate nezdruncinată, aceeași dragoste nemărginită de cele sfinte și râvnă pentru a mai fi încă mulți ani stâlp de la Bisericii Ortodoxe din Moldova. Mulțumim mult! În continuare, ansamblu folcloric Stejare din satul Dobrușa, conducător Aurel Pânzaru, este desemnat ca cel mai bun colectiv folcloric de bărbați pentru participarea la Festivalul Tradițiilor și Obiceiilor de Iarnă Răsună Zurgălăii. Festivalul Tradițiilor și Obiceiilor de Iarnă Să Trăiți, Să Înfloriți. Festivalul Concurs Raional al Colectivilor de Bărbați. În scenă, doar bărbații, locul 2. Festivalul Concurs Republican al Omorului la Cotojeni Mari, locul 3. Ziua Independenței Republicii Moldova la Șoldenești. Premiul este numat de către domnul Anton Cosdirca, consilier raional, managerul subfilialii Șoldenești a filialei Ploiești, a societății cu acțiuni Red Nord. Cultura este mândria națiunii noastre. Sportul este sănătatea. Dorim la această sărbătoare mare mult succes ansamblu din Dobrușa, fiindcă este legat strâns cu mine, fiindcă anii 80 am fost conducătorul acestor gospodării. Mult am pus forță ca ansamblu acesta din Dobrușa să fie totdeauna în frunte. Le doresc succes, sănătate, noroc și mulți bani. Din partea mea, 1000 de lei, să ai pentru perioadă. Să dea Domnul la toți nominanții, așa premii? Și în continuare, nominația cei mai buni interpreți instrumentiști. Premiul este oferit fanfarei Dumbrava, Consiliul Raional Șoldănești, deocamdată unica fanfară de mături din Raionul Șoldănești. Este foarte solicitată la diverse manifestări culturale organizate atât în teritoriu, cât și în afara lui. Dovadă sunt participările la Festivalul Transfrontalier, Răsune Fanfare Părcotare, ediția a treia, etapa Anenii Noi. Simpozionul Internațional de Sculptură, Pictură, Tapiserie și Ceramică din satul Cuhnești, Raionul Clodeni. Festivalul Concurs Republican Nistrule Măria Ta, satul Vertujeni, Florești. Și la toate activitățile culturale care s-au desfășurat în Raionul Șoldănești, Festivalul Tradițiilor Populare Răsună Zurgălăii, Festivalul Colectivelor de Bărbați în scenă doar bărbații, Festivalul Republican al Umorului la Cotujeni Mari, Festivalul Folcloric Nistrule cu Apece, Ziua Independenței, Ziua Dacii, Festivalul Transfrontalier Răsune Fanfare Părăcotare, ediția a treia, etapa Șoldănești și Ziua Procuraturii Șoldănești. Și dacă am vorbit de Ziua Procuraturii Șoldănești, diploma și trofeul de laureat este mana de domnul Petru Bodnar, procurorul Raionului Șoldănești. Vă rugăm cineva de la fanfara Dumbrava să vină aici alături de noi, domnul Ion sau domnul Aurel, dacă este. El se pregătesc pentru a ieși în scenă. Dragul mi să iau trofee, poate mă fac și eu cu asta așa aici. Trofeeul rămâne la procuratură. Stimate audiențe, eu am deosebită plăcere de a mâna acest trofeu unei orchestre, la părerea mea, orchestră de nota 10, care este orchestra de fanfară Dumbrava. Le doresc un mare succes pe viitor. Felicit și Consiliul Raional în persoana doamnei președinte pentru promovarea talentelor. Credeți-mă pe mine că sunteți un raion de talente, de vedete. Succes pe viitor! Am ajuns la nominația cea mai activă fanfară de și premiul pleacă la fanfara de fetițe Olișca din satul Olișcan, conducător Sergiu Marcu. Vă așteptăm cu drag aici, domnul Sergiu.
Deci și ei au participat la festivalul concurs transfrontalier Răsune Fanfare Fărăcătoare, ediția 3, etapa Anenii Noi. Parada dedicată sărbătorii de 9 mai, ziua Victoriei. Festivalul internațional Nesprovski Venog, satul Cacicovca, raionul Iampol, regiunea Vinița, Ucraina. Festivalul transfrontalier Răsune Fanfare Fărăcătoare, ediția 3, etapa Șoldănești. Și sărbătoarea Ziua Independenței Republicii Moldova la Șoldănești. Premiul este în mâna de domnul Lilian Cazacu, șef secției situații excepționale Șoldănești. Așteptăm domnul Sergiu Marcu să vină aici în scenă. Jos, memeții s-au făcut mai mari. Îndată, îndată vine. Bună ziua tuturor! Am o onoare și deosebită plăcere de a mâna acest trofeu tinerilor talente al satului Oleșcani. Aceste tinere care prin farmecul melodiilor interpretate au cucerit Republica Moldova, Ucraina, România, purtând faima satului natal. Vă urez succes în continuare și realizări cât mai numeroase. La mulți ani! Nominația cel mai bun de fluieraș, fetițe. Constatăm cu mândrie că acest premiu pleacă la ansamblul de fluieraș, fetițe, Crăințele, din satul Cobâle, conducător Aurel Julaschi, pentru participare la Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă, Răsună Zurgălăie. Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, Să Trăiți, Să Înfloriți. Locul la Festivalul Concurs Raional al Cântecului Pascal cu Gândul la Tine, Dumne. Festivalul Folcloric Interraional Mistrule cu Apă Rece. Ziua Independenței Republicii la Șoldănești. Sărbătoare Ziua Dacii la Rogoje. Conferirea titlului de colectiv model. Diploma și trofeul. Rugăm mult să vină în scenă iarăși Părintele Protopop. Dacă nu vă supărați, vă rugăm să vedeți, să oferiți acest premiu și diplomă. Vă rugăm mult, în aplauzele dumneavoastră, Părintele Vasile Rotar, Protopopul de Șoldănești. Cred că și mănăstirea noastră din satul Șelăuca merită acest trofeu și anume Maica Stariții, că a făcut multe pentru localitatea, pentru orășelul nostru. Este prezent la multe festivități de rang raional.